1000 de europezi, atât cheltuie pe publicitatea de pe Facebook candidata la al doilea mandat prezidențial Maia Sandu. Faptul că Sandu și echipa sa desfășoară cea mai scumpă campanie electorală era cunoscut încă din primul tur, când, conform datelor oficiale, a cheltuit 10 milioane de lei pentru agitația electorală. Pe măsură ce se apropie al doilea tur al alegerilor prezidențiale, atmosfera din societate nu face decât să se încingă. Pe rețelele de socializare a apărut informația cu referire la datele companiei Meta, care deține Facebook, precum că în ultimele 30 de zile, președintele în exercițiu, Maia Sandu, a cheltuit 45.000 de euro, adică aproximativ 830.000 de lei pentru publicitate. O astfel de sumă, deloc mică, șefa statului nu a cruțat-o pentru promovarea paginii sale pentru companii publicitare. Citare pe pagina partidului, ale deputaților și miniștrilor PAS, precum și pe paginile ONG-urilor. Apropo, anterior, într-un interviu oferit jurnalistului Iurii Dudi, șefa statului a declarat că primește aproximativ 850 de euro pe lună și trăiește doar din salariu. Pentru a afla cum stau lucrurile cu adevărat și cine sunt acești generoși donatori ai candidatei, am apelat la serviciul de presă al partidului de guvernământ. Purtătorul de cuvânt al PAS, Andreana Vlas, așa și nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. De asemenea, i-am solicitat un comentariu vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, pentru a afla dacă aceste sume sunt declarate în cheltuielile lui Sandu și care sunt sursele de proveniență ale acestora. Postica a răspuns că este ocupat și că va reveni cu un apel telefonic, dar nu s-a ținut de cuvânt. Vă reamintim că, potrivit datelor furnizate de compania sociologică iData cu referire la CEC, actualul șef de stat a devenit lider în ceea ce privește cheltuielile pentru agitația electorală din primul tur. Campania sa electorală a fost estimată oficial la aproape 10 milioane de lei. În același timp, Renato Usat îi susține că suma cheltuită a fost mult mai mare. Potrivit politicianului, peste 90 de milioane de euro din fonduri europene au fost cheltuite în campania de organizare a referendumului și de susținere a candidatului Maia Sandu în ultimele 6 luni. Sandu a publicat nenumărate videoclipuri, a organizat prezentări de amploare și pompoase ale programului său electoral în raioane, întâlniri demonstrative cu oamenii, ședințe foto cu animale, copii și artiști. Curajul și unitatea în țara noastră, așa încât să asigurăm în următorii ani că Republica Și aici nu se pune la socoteală utilizarea resurselor administrative, fapt care a fost menționat în mod repetat atât de adversarii politici ai lui Sandu, cât și de observatorii independenți. Printre cele mai flagrante încălcări au fost agitațiile electorale efectuate de miniștri și deputații PAS, care au folosit banii contribuabililor în loc să-și facă munca. În raportul lor interimar, observatorii internaționale ai misiunii OSCE la Chișinău au subliniat de asemenea că președintele moldovean Maia Sandu a avut o poziție privilegiată în mass media. În același timp, potrivit experților, coincidența referendumului de aderare la Uniunea Europeană cu alegerile prezidențiale din Moldova a fost cea care a decis calea abuzurilor, de care autoritățile nu au ratat ocazia să profite.